Pentru USR nu vă supărați, Nicușor Dan, ne ajutați? Pentru USR ne ajutați cu o semnătură, Nicușor Dan? Poftiți? Vă mulțumesc, mă ajutați? Mă necăjește când văd foarte mulți tineri, studenți, că trec cu dopurile în urechi, telefoanele trec, nu mă interesează, nu vrim. Eu pentru ei mă gândesc că facem. Să nu plece în țara asta. Altfel rămânem noi să stingem lumina, nu? Pe unde vine ăsta? Comuna Valea Iașului, pe lângă Iași. Valea Iașului, Argeș. A, județul Argeș. Și au probleme, îl înțeleg. Teleghidat, poate se duce, mă gândesc, se duce la spital, are o problemă. L-au dat afară de la servici, n-are bani de întreținere. Sunt o... Nu poți să fii grămadă pe el cu problema ta. Fiecare și-o știe pe-a lui. Să uită omul la mine, îl văd, că are 60 ceva de ani. Vă plătește Nicușor Dan. Să mor tu. Zău. Sunt voluntar, nu vă cred. Nu ați fi stat acolo pentru bani, decât fără bani nu stăteați. Cincizeci și cinci, aproape 60. Ceea ce semnătoarea sunt o oră. Am mai semnat și pentru Dan, cum îl mai cheamă, Nicușor Dan sau așa ceva, ca să participe la alegeri, dar eu țin cu Marian Munteanu și cu partidul lui. E foarte greu și cred că nu e în ordine să fie atâtea semnături pentru un partid nou. Unul vechi, da, dar unul mic e greu să strângă semnături. Numărul foarte mare, deci asta e o manevră politică a PSD-ului și a PNL-ului. În mod special, pentru că ei deja au numărul de votanți, să zicem, oficial, da? Ei salvează România. Știi cine e Nicușor Dan? Nici nu știu, nici nu vreau să-l cunosc. Ăștia nu asigură pe clasa de mijloc, asigură numai pe aia, pe șmecherii. Nu ne trebuie din asta. Nu ne trebuie oameni și știi.